Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Haideți să lucrăm astăzi împreună o brățară. Bineînțeles că în această perioadă, în perioada mărțișorului, cele două nuanțe cel mai folosite sunt alb și roșu. Da? Eu folosesc firul Alize Miss, este un bumbac 100% mercerizat. Da? Este, bobina are 50 de grame, are 280 de metri și producătorul recomandă să lucrăm cu o croșetă între 0,75 și 2. Da? Bun, 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 bun. Codul acestui roșu frumos este 56. Așa, și am mai folosit și alb. Da, din păcate eticheta nu mai am la alb ca să vă spun codul, dar nu cred că este greu de identificat. Vom face cealaltă jumătate împreună, da, vă voi explica și apoi vom finaliza proiectul nostru pe care îl vom lucra cu o croșetă de 1,25, da? Deci este un fir subțire, fiindcă îmi doresc să iasă un lucru delicat și plăcut, că doar este o brățărică pe care o vom purta. Eu circumferința la mână aici o am de 19 cm. Da? Haideți să vă arăt un pic. Mai lejer așa, deci de 19 cm. Lungimea mea la brățărică, dat fiind că modelul este, ați văzut și dumneavoastră în prezentare, împletit, este de 25 de cm. Da? Deci trebuie să o facem mai lungă, fiindcă se ia la împletit, ca să mă exprim așa. O să vedeți. Deci eu am 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 astfel de cerculețe. Da? Dar dumneavoastră puteți să adaptați pentru măsura dorită. Și haideți să începem cu 6 ochiuri de lanț. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Dăm de 3 ori după croșetă, da? Vom introduce în primul ochi, vom scoate fir, avem 5 fire pe croșetă și vom scoate prin 2, prin 2 fire, am scos a doua oară, prin 2 fire a treia oară și prin 2 fire a patra oară. Și astfel am format un cerculeț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dăm de 3 ori după croșetă. Ne ducem la baza, da, ochiurilor de lanț. Mă duc și introduc prin cele două fire. Uitați astfel, da? Scot fir. Din nou am 5 fire pe croșetă și încep și scot prin câte 2. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Da? Din nou ridicăm 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, de 3 ori. După croșetă, ne ducem la baza celor 6 ochiuri de lanț și introducem prin cele două fire, da? Și scoatem fir. Din nou, avem 5 fire pe croșetă și scoatem. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Am 3 cerculețe, haideți să lucrăm până la 14, dumneavoastră vă măsurați, da, și trebuie să aveți aceste cerculețe destul de largi. Uitați, ca să vă dați seama cum îmi vine mie pe mână, da, destul de largă.
Haideți să lucrăm în continuare. Cele 14 cerculețe sunt gata, da? Și haideți acum să le umplem. Vorba vine. Așa, în interiorul cerculețului lucrăm pe o parte, da? 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci pe o parte, da? Vom lucra câte 10 piciorușe scurte, da? În fiecare cerculeț. Trecem acum la următorul cerculeț și lucrăm, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le mai strângem, da? Uitați! Haideți să lucrăm în continuare. Deci, în fiecare cerculeț câte 10 piciorușe scurte. După ce am terminat, uitați, toată partea aceasta, da, o parte, o jumătate, acum trebuie să umplem și cealaltă jumătate și bineînțeles că vom lucra în fiecare cerculeț tot așa câte 10 piciorușe scurte. Aici vom prinde și firul în lucru și începem și lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, o să tai eu firul că e suficient, 6, 7, dar bineînțeles că mă necăjește el acum, nu? Haideți să-l tăiem de aici, să ne mai încurce. Așa. 8. 9. 10. Ne ducem în următorul cerc și lucrăm în continuare, da? 10 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și astfel umplem, da? Aceste cerculețe, uitați cât de frumos se formează, și după care vom uni cele două părți, deci vom împleti și va ieși brățara noastră, da, cu un model deosebit. Haideți să continuăm. Foarte simplu. Am finalizat, dragii mei, uitați, astfel arată, foarte frumos. Aici am scos croșeta și voi trage ultima buclă prin ochiul meu de lanț, da? Vom introduce din nou prin ultimul ochi de lanț, da?
format de la piciorușul scurt și tragem bucla, da? Uitați, astfel. Bun, acum așezăm cele două părți, da? Una peste alta. Haideți să vină cea albă, da? Deasupra și cea roșie, deci prima buclă, da? O introducem, da? Sau invers, adică așezăm partea roșie deasupra și introducem bucla albă, da? Să fim atenți să avem lucru cu fața, da? Cu aceste ochiuri frumoase pe margină, da? Am introdus, da, bucla albă prin bucla roșie. Acum ce facem? Prin a doua buclă roșie o vom scoate pe cea albă, da? Astfel. Haideți să tragem. Bun. Întotdeauna, de câte ori scoatem, vom aranja. Acum, ce facem? Vom scoate bucla roșie de dedesubt, o vom scoate prin cea albă de deasupra. Uitați, astfel. Cred că mă voi ajuta de croșetă puțin să ajut. Da, uitați astfel. Și vom scoate toată brățărica noastră, toate ochiurile de lanț. Și ne va ieși această împletitură. Uitați cum este pe dedesubt, da? Și aceasta este fața. Bun. Acum ce facem? Scoatem prin următoarea buclă, da? De croșetă un pic, fiindcă trebuie să scoatem toată brățara, dar cu un pic de răbdare vom rezolva. Uitați cât de frumos vine! Super, super! Acum scoatem pe cea roșie. Prin următoarea, la fel voi folosi croșeta. Puteți să realizați din orice fir doriți dumneavoastră, deci nu este nicio problemă. Puteți să uitați o altă idee, puteți să faceți și o diademă pentru păr, pentru fetițele dumneavoastră și automat că puteți lucra dintr-un fir mai grosuț. Dar fiindcă noi facem brățara, acum am zis să fie firul cât se poate de subțire. Și uitați, astfel vom proceda la fiecare buclă și vom scoate astfel. Uitați cum este pe dos și aceasta este fața. Foarte, foarte frumos. Haideți să continuăm. Proiectul nostru brățară împletită este gata. Ați văzut, realizați două părți, una albă, una roșie, după care le împletiți. Aici, la început, unde noi de altfel am pornit împletirea, am observat că am lăsat o buclă, da? Și vreau să repar, voi scoate, da? Și ce voi face? Voi scoate bucla roșie prin cea albă.
fiindcă aici nu era corect, da? Și acum cea albă prin cea roșie. Nu venea împletitura frumos și nu știam de ce. Acum, uitați, este corect, se așează foarte bine, da? Ia, uitați, minunat, minunat. Ca sistem de prindere, puteți foarte bine să adăugați un năsturel într-o parte, da? Și cu bucla rămasă o puteți folosi, da, ca și gaică, o puteți prinde de năsturelul respectiv. Sau puteți să legați o ață de mărțișor, da, eu am aici o ață de mărțișor și putem, da, prinde și cu o ață de mărțișor, aș spune eu, asta dacă dori, da? Și aici foarte bine cu o funtiță, da? Putem prinde. Deci fie agățați o ață de mărțișor, fie adăugați un nasture pe o buclă și pe cealaltă o folosiți ca și o gaică. Foarte frumos! Un proiect minunat, ușor de realizat, rapid, aș spune eu. Puteți să-l realizați, mă repet, din orice fir doriți dumneavoastră, dar cu cât este mai subțire, eu zic că cu atât iese mult, mult mai delicată. Și la final, brățărica mea, haideți să o măsurăm, să vedeți, are o lungime de 22 de centimetri, da? Și vine, trebuie să vină un pic lărguță, da? Puteam să fac un ochi în minus aici, deci să am 13 în total ca să-mi vină mai fix pe mână. Dar ideea este că dumneavoastră trebuie să faceți un pic mai lunguț, fiindcă se ia în lucru atunci când împletim, da? Se mai scurtează. Da, dragii mei, aștept pozele dumneavoastră pe grupul meu de pe Facebook, lucru manual de prin lume adunate. Și până la un nou proiect, eu vă doresc toate cele bune. La revedere!